În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Sosita în jumătățirea zilelor care se încep de la Mântuitoarea Înviere și se pecetluiesc cu dumnezeiasca cincizecime, și strălucește având strălucirile din amândouă părțile și unindu-le pe amândouă, și este prăznuită, arătând mai dinainte slava ce va să fie a stăpâneștii înălțări. Auzita și s-a veselit Sionul de binevestirea învierii lui Hristos, iar fiii lui, cei credincioși, s-au bucurat, văzându-l pe el și spălând în duh întinăciunea uciderii de Hristos, și se gătește prăznuind în jumătățirea cea de bucurie amândouă. Apropiatu s-a revărsarea cea îmbelșugată a Dumnezeescului Duh peste toți, precum este scris, sorocul nemincinoasei făgăduințe date ucenicilor de Hristos. După moartea, îngroparea și învierea sa, ajungând la înjumătățire, vestește adevărind arătarea Mânghietorului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. La înjumătățirea zilelor dintre praznicul învierii tale, Hristoase, și cel al dumnezeieștii veniri a Sfântului Tău Duh, adunându-ne, lăudăm tainele minunilor Tale, întru care trimite-ne nouă mare milă. Sosita în jumătățirea zilelor cincizecimii, întru care Hristos, descoperindu-și puțin din dumnezeiasca putere, a întărit cu cuvântul pe slăbănog, ridicându-l pe el din pat, și cu dumnezeiască cuvință, făcând minune în trupul cel de lut, a dăruit oamenilor viață veșnică și mare milă. Adu-ți aminte de adunarea ta pe care ai câștigat-o dintr-un început. Înjumătățindu-se praznicul, venit ai în templu, înțelepciunea lui Dumnezeu, învățând și mustrând pe iudeii cei neascultători, pe farisei și pe cărturari, și strigând cu îndrăzneală către ei, cel însetat să vină la mine și să bea apă de viață și nu va mai înseta în viac. Cel ce crede în bunătatea mea, râuri de viață veșnică vor curge din pântecele lui. O, bunătatea și milostivirea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, slavă ție! Iar Dumnezeu, Împăratul nostru, mai înainte de veci a făcut mântuire în mijlocul pământului. Când a sosit în jumătățirea praznicului, suindu-se Iisus la templu și a învățat pe iudeii cei neascultători zicând, cel însetat să vină la mine și să bea apă de viață veșnică și nu va mai înseta în viac. Cel ce crede întru mine, râuri vor curge din pântecele lui și va avea lumina vieții. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Înjumătățindu-se praznicul, învățând tu, Mântuitorule, iudeii ziceau, cum de știe acesta carte fără să fi învățat, necunoscând ei că tu ești înțelepciunea care a alcătuit lumea, slavă ție! Înjumătățindu-se praznicul, sufletul meu cel însetat, adapă-l cu apele dreptei cinstiri de Dumnezeu Mântuitorule, că tuturor ai strigat, cel însetat, să vină la mine și să bea, izvorule al vieții, Hristoase, Dumnezeule, slavă ție! Cel ce știe gândurile inimilor tuturor, stând în mijlocul templului,
la înjumătățirea praznicului, striga, glăsuind cu îndrăzneală și grăind celor mincinoși adevărul: pentru ce căutați să mă prindeți pe mine, dătătorul de viață? Nu judecați cu judecată părtinitoare călcătorilor de lege. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Stăpânul tuturor, stând în templu, la înjumătățirea praznicului, cinstitei cinzecimi, vorbind iudeilor, îi mustra limpede și cu îndrăzneală multă pentru semeția cea tiranică a lor, ca un împărat și Dumnezeu. Iar nouă tuturor, pentru milostivire, ne dăruiește mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Israel, cel de demult, trecând pe drestru, noianul Mării Roșii, cu tălpile neudate a biruit în pustie puterea lui Amalic, prin mâinile lui Moise ridicate în chipul crucii. Mari binefaceri strălucesc nouă, stăpâne, din dumnezeiasca ta întrupare, cea mai presus de minte, daruri și haruri și dumnezeiești străluciri, cu dărnicie izvorăsc. Venita-i Hristoase, la mijlocul praznicului, revărsând în chip lămurit strălucirile dumnezeirii, că praznic de bucurie ești celor ce se mântuiesc și solitor al mântuirii noastre. Înțelepciune, dreptate și izbăvire de la Dumnezeu te-ai făcut nouă, Doamne, trecându-ne de pe pământ la cerească înălțime și dăruindu-ne nouă dumnezeiescul Duh. Trupul tău în mormânt n-a văzut stricăciune, stăpâne, ci precum s-a zămislit fără sămânță, așa n-a fost atins de stricăciune, mai presus de ființă, nesupunându-se rânduielii firii. Marea o a închegat, înecând pe trufașul faraon, cu carle de război și pe popor neudat l-ai izbăvit, Doamne, și l-ai dus în muntele cel sfânt, strigând ție cântare de biruință, cânta vom ție Dumnezeului nostru, celui tare, în războaie. Bateți din palme neamurilor, plângeți iudeilor, că Hristos Domnul, dătătorul de viață, a rupt legăturile iadului, pe morți i-a înviat și bolile a vindecat cu cuvântul. Acesta este Dumnezeul nostru, cel ce dă viață celor ce cred în numele Lui. Minune a arătat, schimbând apa în vin, stăpâne, cel ce în Egipt ai prefăcut râurile în sânge și pe morți ai înviat, săvârșind această a doua minune. Slavă, Mântuitorule, voii tale cele negrăite, slavă zmereniei tale prin care ne-ai înnoit pe noi. Izvor pururea curgător de viață, adevărată fiind, Doamne, Tu ești învierea noastră, voind Te-ai ostenit, Mântuitorul meu, și de bună voie ai însetat, legilor firii supunându-Te și la sihar venind cu trupul, ai cerut samarinencii apă să bei. Pâinile ai binecuvântat, pește ai înmulțit, Dumnezeule, cel ce ești necuprins cu mintea și pe mulțimi din destul ai săturat și celor însetați ai făgăduit izvorul cel pururea curgător al înțelepciunii. Tu ești, Mântuitorule, Dumnezeul nostru, cel ce dai viață celor ce cred într-un numele Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, trei împreună fără de început și împreună pe un scaun slăvesc, pe Dumnezeu Tatăl, cel fără de început, și pe Fiul împreună fără de început, și pe Duhul împreună veșnic cu Fiul, o ființă în trei fețe, lăudând pe stăpânia cea una, mai presus stăpânitoare, a dumnezeirii și ființei fără de început, o cinstesc. Și acum și pururea și în vecii veciilor, amin. Tu singură, născătoare de Dumnezeu, ai cuprins în pântece pe Făcătorul tău și l-ai născut cu trup, în chip negrăit
și fecioară ai rămas, nici cum stricându-se fecioria. Pe acesta roagă-L neîncetat curată, ca pe Fiul Tău și Dumnezeu, pentru turma Ta pururia. De Tine se veselește biserica Ta, Hristoase, strigând, Tu, Doamne, ești puterea și scăparea și întărirea mea. Deschis ai bisericii izvoarele apelor celor de viață făcătoare, bunule, strigând, de însetează cineva să vină la mine de grab și să bea. Lămurit ai spus că te vei înălța de pe pământ la cer și ai făgăduit că vei trimite din cer pe Duhul Sfânt. Domnul, Cel ce din fire este făcător de viață și din fecioară s-a născut, a dăruit tuturor credincioșilor nemurire ca un milostiv. Întăritu-s-a inima mea întru Domnul, înălțatu-s-a fruntea mea întru Dumnezeul meu, lărgitu-s-a gura mea asupra vrăjmașilor mei, veselitu m-am de mântuirea Ta. Nu judecați cu judecată fățarnică iudeilor, zisa stăpânul învățând, când a venit în templu la înjumătățirea praznicului, celui legiuit, precum este scris. Nu judecați cu judecată fățarnică iudeilor, că a venit Hristos, despre care au spus prorocii că va veni din Sion și lumea la sine va chema. De nu credeți cuvintelor, credeți măcar faptelor stăpânului iudeilor, pentru ce vă amăgiți, lepădându-vă de Cel Sfânt, despre care a scris în lege Moise. Dacă trebuia să vină negreșit Mesia, iată Hristos Mesia, a și venit acum iudeilor, pentru ce vă amăgiți, lepădându-vă de Cel Drept, despre care a scris în lege Moise. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Ție ne închinăm, Părinte, Cel fără de început, după ființă, lăudăm cu dreapta cinstire pe Fiul Tău, Cel împreună fără de început, și pe Duhul Cel Preasfânt, pe toți trei, ca pe un singur Dumnezeu după fire. Și acum și pururea și în vecii veciilor, amin, unul din treime fiind, ai fost văzut făcându-te trup, neschimbându-ți ființa, Doamne, și nici arzând pântecele, Cel nestricat al Celei ce Te-a născut, deși ești întru totul Dumnezeu și foc. Stând în mijlocul templului, la jumătățirea praznicului, ca un Dumnezeu ai strigat, Cel însetat să vină la mine și să bea, că Cel ce va bea din această dumnezească apa mea va izvorâ din pântece râuri ale învățăturilor mele, iar Cel ce crede în mine, care sunt trimis de la Dumnezeiescul Părinte, împreună cu mine va fi proslăvit. Pentru aceasta strigăm Ție, slavă Ție, Hristoase Dumnezeule, că ai revărsat din belșug apele iubirii Tale de oameni peste robii Tăi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor, amin. Cel ce izvorăști lumii apa înțelepciunii și a vieții, Mântuitorule, pe toți îi chem să scoată apele mântuirii, că omul care primește dumnezeiasca Ta lege stinge cu dânsa cărbunii înșelăciunii, de aceea în veci nu va mai înseta și nici nu va flămânzi de Tine, Stăpâne, Împărate Ceresc. Pentru aceasta slăvim puterea Ta, Hristoase Dumnezeule, cerând să trimiți robilor Tăi din belșug iertare de greșeli. Văzându-Te, biserica a ridicat pe cruce pe Tine, soarele dreptății, a stătut într-o asară înduială, strigând precum se cuvine, slavă puterii Tale, Doamne! Sfărâmând porțile morții, cu puterea Ta ai făcut cunoscute căile vieții și ai deschis porțile nemuririi celor ce strigă Ție cu credință, slavă puterii Tale, Doamne! Cel ce ții în mână mijlocul și sfârșitul și începutul tuturor, ca Cel ce ești fără început, stătute-ai în mijloc strigând, veniți, cei plini de înțelepciune dumnezeiască,
de vă îndulciți din darurile cele dumnezeiești. Ca un Dumnezeu având putere peste toate și ca un puternic, sorpând tăria morții Hristoase, ai făgăduit că vei trimite pe Duhul Sfânt, care din Tatăl purcede. Dai har din belșug, cerându-le iertare de greșeli prea curată, celor ce te laudă pe tine și pe cuvântul cel mai dinainte de veci, care s-a născut din tine, Maică neispitită de nuntă. Prorocul Avacum, cu ochii minții, a văzut mai înainte venirea ta, Doamne, pentru aceasta a și strigat, din teman va veni Dumnezeu, slavă slavei tale, Hristoase, slavă pogorârii tale. Dacă trebuia să vină Mesia, iar Hristos este Mesia, pentru ce nu credeți întrânsul călcătorilor de lege? Iată a venit și mărturisesc aceasta, cel ce însuși apa în vin a prefăcut și pe slăbănoc cu cuvântul a întărit. Neînțelegând scripturile, vă amăgiți toți fariseilor fără de lege, că Hristos cu adevărat a venit și pe toți a luminat și a făcut între voi multe semne și minuni, ci în zadar vă lepădați de viața cea adevărată. Un lucru am arătat vouă și iată, toți vă mirați, striga Hristos către iudei zicând, voi tăiați împrejur și sâmbăta pe om, pentru ce dar mă mai clevetiți pe mine, cel ce am ridicat cu cuvântul pe slăbănoc? Multe lucruri am făcut, dar pentru care faptă vreți să mă ucideți cu pietre? Striga Hristos iudeilor, mustrându-i, oare pentru că am făcut un om cu totul sănătos prin cuvânt? Nu judecați cu părtinire oamenilor. Cel ce lucrezi prin apostoli și în proroci însuți te odihnești cu Duhul, rodul cel preacurat al firii părintești Hristoase, pe neamuri la cunoștința ta le-a adus cu minunile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treime, unime, neîmpărțită, Părinte fără de început, Fiule și Duhule Sfinte, treimea cea într-o unime, întocmai cinstită, de un scaun făcătorule de viață, Dumnezeule nezidit, mântuiește pe cei ce te laudă pe tine și izbăvește din primejdii și din necazuri. Și acum și pururea și în vecii veciilor, amin, ceea ce ai încăput în pântecele tău, pe Dumnezeu cel necuprins, dumnezeiască mireasă fecioară, Maică curată, nu înceta rugându-te pentru noi, ca să ne izbăvim prin tine din strâmtorări, că la tine pururea scăpăm. Venita în lume, tu, Doamne, lumina mea, lumină sfântă, care întorci din întunericul necunoștinții pe cei ce te laudă pe tine cu credință. Ajungând la înjumătățirea vremii dintre dumnezeieștile praznice, să ne sârguim gânditorilor de Dumnezeu spre nevoința săvârșirii dumnezeieștilor virtuți. Cât de sfințită cu adevărat este sărbătoarea aceasta, că pune hotar de mijloc între praznicele cele mai mari și strălucește dintr-o amândouă părțile. Nici mintea de arhanghel nu poate pricepe negrăita și preacurata ta naștere din fecioară, Mântuitorul meu, mult milostive. Doamne Dumnezeul nostru, pace dă-ne nouă, Doamne Dumnezeul nostru, ia-ne pe noi în stăpânirea ta, Doamne, pe altul afară de tine nu știm, numele tău numim. Cu minuni ai împodobit pe apostolii tăi, Mântuitorul nostru, cu semne ai mărit pe ucenici, în toată lumea slăvindu-i și dându-le lor împărăția ta. Toate marginile pământului le-au luminat ucenicii cu minuni și cu învățături, în felurite chipuri propovăduind cuvântul împărăției tale, Hristoase, Mântuitorule. Laudă înălțăm împărăției tale și cântare aducem ție,
Celui ce pentru noi te-a arătat pe pământ și lumea iluminat, iar pe Adam l-ai chemat din nou. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, slavă ție, Părinte Sfinte, Dumnezeule cel nenăscut, slavă ție, Cuvinte, cel fără de ani, unule născut, slavă ție, Duhule cel dumnezeiesc și împreună stătător pe scaun, de o ființă cu Tatăl și cu Fiul. Și acum și pururea și în vecii veciilor, amin. Făcutu s-a pântecele tău masă sfântă, născătoare de Dumnezeu, având pe ea pâinea cea cerească, din care tot cel ce mănâncă nu moare, precum a zis hrănitorul tuturor. Jertfi voi ție cu glas de laudă, Doamne, strigă ție biserica, curățindu-se de sângele cel necurat al demonilor, cu sângele curs prin milostivire din coasta ta. Sosită astăzi în jumătățirea cincizecimii, luminată dintr-o parte de dumnezeiasca lumină a dumnezeștilor Paști, iar din partea cealaltă strălucind de harul Mânghietorului. În templu venind Hristoase, ai grăit mulțimilor iudeilor, descoperindu-le slava ta și mai înainte arătându-le unitatea ta de fire cu Tatăl. Fii mie apărătoare și zid nezdruncinat, izbăvindu-mă de smintelile mele cele din lume, ceea ce ești una de Dumnezeu născătoare și cu dumnezeiești revărsări de strălucire luminându-mă. Ca apele mării mă învăluiesc valurile vieții iubitorile de oameni, pentru aceasta strig ca Iona către tine cuvinte, scoală-te din stricăciune viața mea, milostive Doamne! Când s-a înjumătățit praznicul Iisuse, cel ce porți grija tuturor marginilor lumii, suitu te-ai în templu și ai învățat pe mulțim cuvântul adevărului, precum spune Ioan. Deschis ai buzele tale, Stăpâne, propovăduit ai lumii, că ești de aceeași fire cu Tatăl cel fără de început și cu prea Sfântul Duh, păstrând-o cu amândoi și după întrupare. Lucrul Tatălui ai săvârșit cu faptele, ai adeverit cuvintele tale, vindecări și semne săvârșind Mântuitorule, pe slăbănogul îndreptându-l, pe leproși curățindu-i, pe cei morți înviindu-i. Fiul, cel fără de început, s-a făcut început, că luând firea noastră s-a făcut om, iar la mijlocul praznicului a învățat zicând, alergați la izvorul cel pururea curgător, ca să scoateți viață. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu toții proslăvim pe dumnezeirea cea una întreime, ființa cea între ipostasuri, nezidită și neîmpărțită, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, ca fiind trei și una. Și acum și pururea și în vecii veciilor, amin. Fecioară, după naștere te lăudăm pe tine, Fecioară și Maică te mărim pe tine, una curată, dumnezeiască mireasă, Fecioară, că din tine s-a întrupat cu adevărat Dumnezeu, vii făcându-ne pe noi. Înjumătățindu-se praznicul legii, făcătorule a toate și stăpâne, ziceai către cei ce erau de față, Hristoase Dumnezeule, veniți și scoateți apa nemuririi. Pentru aceasta, la tine cădem și cu credință strigăm, dăruiește nouă îndurările tale, că tu ești izvorul vieții noastre. Sufletul meu, cel înțelenit în fără de legile greșelilor, adapă-l cu șuvoaiele sângiuirilor tale și-l arată roditor de fapte bune, că tu ai zis tuturor să vină la tine cuvintea lui Dumnezeu prea sfinte și să scoată apa cea vie a nestricăciunii, care spală păcatele celor ce laudă slăvita și dumnezeiasca ta înviere, dând bunule celor ce te cunosc pe tine, Dumnezeu, puterea Duhului, care cu adevărat s-a pogorât de sus peste ucenicii tăi, că tu ești izvorul vieții noastre.
În cuptorul persinesc, tinerii lui Avram, fiind aprinși mai mult de dragostea dreptei cinstiri de Dumnezeu, decât de văpaia focului strigau, bine ești cuvântat în locașul slavei tale, Doamne. Zdrobind cu tărie puterea morții, Mântuitorule, a arătat oamenilor cărarea vieții, celor ce strigă ție cu mulțumită, bine ești cuvântat în locașul slavei tale, Doamne. Văzându-te pe tine cuvintea lui Dumnezeu, adunările iudeilor, purtând trup, nu te-au cunoscut, dar noi cântăm ție, bine ești cuvântat în lăcașul slavei tale, Doamne. Bucură-te, Dumnezeu, să lași sfințit al celui preanalt, că prin tine s-a dat bucuria născătoare de Dumnezeu, celor ce strigă, binecuvântată ești tu între femei, stăpână, cu totul fără prihană. Cuptorul caldeilor, cel plin cu flăcări de foc, s-a răcorit prin Duhul, cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu, iar tinerii au cântat, bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri. Trupește ai ostenit, cel ce ești odihna tuturor, de bună voie ai însetat, izvorule al minunilor, apa ai cerut, Iisuse, apa cea vie făgăduind. Cu femeia samarineancă ai vorbit, Doamne, vădind nebunia fariseilor, celor fără de lege, că aceea a crezut că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, iar ei s-au lepădat de Tine. Apa vie, cea săltătoare, apa nemuririi, ai făgăduit să dai, izvorule, cel pururea viu, celor ce primesc cu credință Duhul Tău, Mântuitorule, care din Tatăl purcede. Cu 5 pâini ai hrănit 1000 de flămânzi și după săturare rămășițele le-ai înmulțit în alte 1000, Mântuitorule, arătând slava Ta sfinților ucenici. Cel ce mănâncă pâinea Ta viu va fi în veci și cel ce bea sângele Tău întru Tine petrece, Mântuitorul meu, și Tu întrânsul petreci și îl vei învia în ziua cea de apoi. Minunat ai făcut, Stăpâne, taina întrupării Tale, că adeverind cu minuni puterea cea dumnezească, bolile ai vindecat, pe morți ai înviat și pe orbi ai luminat, ca un Dumnezeu. Pe leproși ai curățit, pe șchiopi ai îndreptat, pe slăbănogi ai întărit, pe ceea ce-i curgea sânge o ai vindecat, pe mare ai umblat cu picioarele, arătând slava Ta sfinților ucenici. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Închinăm-ne, Doamne, veșnicului Tău Părinte și harului Duhului pe care L-ai dat apostolilor Tăi, Dumnezeu fiind, trimițându-i pe dânsii la propovăduire. Și acum și pururea și în vecii veciilor, amin, în pântecele Tău ai încăput pe cuvântul cel neîncăput, la sânul Tău ai adăpat pe hrănitorul lumii, în brațe ai purtat pe binefăcătorul nostru, născătoare de Dumnezeu curată. Mâinile, întinzându-și Danil, a încleștat în groapă gurile cele deschise ale leilor și tinerii cei iubitori de dreaptă cinstire de Dumnezeu, puterea focului au stins, încingându-se cu fapta bună și strigând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sculându-te din mormânt, frumos împodobit cu slava Dumnezeirii, Te-ai arătat, Doamne, apostolilor Tăi, făgăduind a le trimite lor lucrarea Duhului, celor ce strigă toate lucrurile lăudați pe Dumnezeu. Omorând iadul, ca un Dumnezeu, începătorule al vieții, ai izvorât tuturor viața veșnică, pe care o închipuiesc acum prea lămurit, darurile acestor zile purtătoare de lumină, celor ce strigă toate lucrurile lăudați pe Domnul. Strălucind ca un soare al dreptății Hristoase, trimis în lume pe apostolii Tăi, ca pe niște raze, purtându-te pe Tine, lumina cea necuprinsă cu mintea, alungând negura necunoștinței și strigând toate lucrurile lăudați pe Domnul. Iată cum a lipsit în chip lămurit, Domn povățuitor din seminția lui Iuda, că Tu, ceea ce ești cu totul fără de prihană,
ai născut cele ce i-au fost mai înainte făgăduite, așteptarea neamurilor pe Hristos, căruia-i cântăm, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, pe Cel ce se poartă pe scaunul slavei și ca un Dumnezeu este slăvit neîncetat, îngeri și ceruri, binecuvântați-L și îl preanălțați întru toți vecii. Veniți noroadelor, de vedeți pe Cel ce este lăudat pe scaunul slavei, hulit de mulțimile celor fără de lege și văzându-L, lăudați pe Mesia, Cel mai înainte vestit de proroci. Tu ești cu adevărat Hristos, Cel ce ai venit în lumea aceasta, de la care este mântuirea și iertarea păcatelor strămoșești. Tu ești cu adevărat viața celor ce cred întru Tine. La înjumătățirea praznicului, precum este scris, a venit înțelepciunea lui Dumnezeu în templu și a învățat că El era cu adevărat Mesia Hristos, prin care este mântuirea. În sâmbete și în toate zilele se arată Hristos vindecând, prin fapte minunate, pe cei ce erau cuprinși de tot felul de boli, dar fariseii, cei rătăciți, se umpleau de mânie. Pe slăbănogul, care zăcea de mulți ani, sâmbătă l-a vindecat, acesta și-a călcat legea, așa ziceau iudeii, hulind cumplit pe Hristos. Au nu prorocește Moise, Cel ce v-a dat legea, să vă tăiați împrejur, iar voi tăiați împrejur partea bărbătească și sâmbăta, ca nu cumva să se strice legea părintească, zicea Hristos către iudei. Cei cu totul nemulțumitori, care pribegiseră odinioară prin pustie, pironindu-se cu ură asupra făcătorului de bine, îl huliau, mișcându-și limbile cele nedrepte și cugetând cele deșarte. Bine să cuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Un Dumnezeu este, deci, treimea, nu Tatăl schimbându-se în Fiu, nici Fiul schimbându-se într-o porcedere, ci deosebit și la olaltă, ca pe o lumină și un Dumnezeu, îi slăvesc în veci, pe câte și trei. Și acum și pururea și în vecii veciilor, amin, spune cum ai născut pe Cel ce mai înainte a strălucit din Tatăl fără de ani, care este lăudat împreună cu Duhul Sfânt, dacă nu precum însuși știe Cel ce a binevoit a se naște din Tine, născătoare de Dumnezeu. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-L și preanălțându-L pe dânsul întru toți vecii. Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din Tine, Fecioară, muntele cel netăiat s-a tăiat, împreunând firile cele deosebite. Pentru aceasta, veselindu-ne pe Tine, născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Învățându-ne de la Hristos viața nouă și curată, să ne nevoim cu toții a o păzi după cuvință până la sfârșit, ca să ne bucurăm de venirea Duhului Sfânt. Dătătorule de viață, firea cea muritoare, îmbrăcând-o Tu cu îmbrăcămintea nemuririi și cu harul nestricăciunii, ai înviat-o împreună cu Tine, Mântuitorule, și la Tatăl ai adus-o, curmând războiul cel de demult împotriva mea. Fiind chemați iarăși la viață cerească, cu puterea mijlocirii Celui ce s-a micșorat pe Sine până a luat chip de rob și ne-a înălțat pe noi, pe acesta după vrednicie, să-L mărim. Ca pe o rădăcină și ca pe un izvor și pricină a nestricăciunii, știindu-Te pe Tine, Fecioară, toți credincioșii cu laude Te cinstim, că Tu ne-ai izvorât nouă nemurirea cea ipostatică. Străin lucru este Maicilor Fecioria, străină este și Fecioarelor nașterea de fii, dar întru Tine, născătoare de Dumnezeu, amândouă s-au rânduit. Pentru aceasta, toate semințiile pământului pe Tine neîncetate fericim. Înjumătățindu-se praznicul iudeilor,
Te-ai suit, Mântuitorul meu, în templu și învățai pe toți. Iar iudeii se mirau și ziceau, de unde știe cartea acesta care nu a învățat? Râuri de daruri izvorând izvorul meu, săvârșea minuni și semne, alungând bolile și tămăduind pe neputincioși. Dar iudeii se întărâtau pentru mulțimea minunilor lui. Pe iudeii cei neascultători, mustrându-i, izbăvitorul meu striga, nu judecați cu părtinire, ci judecați judecatea dreaptă, că și legea dezleagă ca orice om să se taie împrejur și sâmbăta. Minunile cele mai mari le-ai îngăduit ucenicilor tăi, Mântuitorule, precum ai făgăduit, trimițându-i între neamuri să propovăduiască slava ta, iar ei au propovăduit lumii învierea, harul și întruparea ta. Dacă tăiați împrejur pe om sâmbăta, ca să nu se nesocotească legea, pentru ce vă porniți acum asupra mea? Că pe un om întreg l-am făcut sănătos cu cuvântul. Voi judecați după trup, a zis Hristos iudeilor. Cel ce-ai vindecat cu cuvântul mâna cea uscată, adăpând și ogorul cel de demult uscat al inimii mele, cuvinte, arată-mă aducător de roadă, arată-mă aducător de roadă, ca să lucrez și eu, Mântuitorule, roduri într-o pocăință fierbinte. Curățind inima mea cea leproasă și luminând ochii sufletului meu, cuvinte, ridică-mă pe mine, cel ce zac în patul durerii, precum ai ridicat pe slăbănogul, cel ce zăcea în pat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, străin lucru este celor nemulțumitori, a cinsti pe treimea cea fără de început, pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe a toate stăpânirea cea nezidită, prin care toată lumea s-a întărit cu tăria puterii sale. Și acum și pururea și în vecii veciilor, amin, încăput ai în pântecele tău, Fecioară Maică, pe unul din treime, pe Hristos, Dătătorul de viață, pe care îl laudă toate făptura și de care se cutremură scaunele cele de sus, pe acela roagă-l prea fericită să mântuiască sufletele noastre. Cel ce ții paharul darurilor celor nedeșertate, dăm să scot apă spre iertarea păcatelor, că sunt cuprins de sete milostive, unule, îndurate. Înțelepciunea, puterea și raza Tatălui, cuvântul cel pururea veșnic și Fiul lui Dumnezeu, a venit cu trupul în templu și învăța mulțimile iudeilor, celor împietriți și nemulțumitori, și se minunau de bogăția înțelepciunii lui, strigând, de unde știa acesta carte care nu a învățat de la nimeni? Pe cărturari i-a amuțit, pe iudei i-a mustrat Mesia Domnul, strigând către dânsii, nu judecați cu părtinire călcătorilor de lege ca niște nedrepți, că eu pentru aceasta am sculat sâmbăta pe slăbănog, pentru că domn al sâmbetei și al legii sunt. Pentru ce căuta să mă omorâți pe mine, cel ce am înviat morții? Pe Moise l-au lovit cu pietre cei cumpliți și fără de lege adunarea iudeilor cea nemulțumitoare, pe Isaia cu fierăstrău de lemn l-au tăiat, pe înțeleptul Ieremia în noroi l-au aruncat, iar pe Domnul ridicându-l pe cruce strigau, cel ce strigi templu, mântuiește-te pe tine însuți și vom crede. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor, amin. Luminându-ne, fraților, cu învierea Mântuitorului Hristos și ajungând la jumătățirea praznicului, stăpânesc să păzim cu adevărat poruncile lui Dumnezeu,
ca să ne învrednicim să păzim și înălțarea și să ajungem la venirea Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Mare este Dumnezeul nostru și mare este tăria Lui și priceperea Lui nu se poate măsura. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și ale tuturor sfinților Săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin.